Trebuie să vă spun că eu am un cartof, Gabriel un ciolap lung. Avem de asemenea și mingi. Imediat aflați ce avem de gând să facem, pentru că Otilia a acceptat provocarea. Bună, Otilia! Bună, Otilia! Bună dimineața! Ce bine arăți! Nu m-am mai trezit așa de dimineață. Ena. Mulțumesc! Este așa classy, să spun, da. Am avut grijă în carantină. Ai slăbit? Da, da, am slăbit și pentru doamnele și domnișoarele care doresc să afle secretul meu, pot intra pe pagina mea de Instagram la ultima postare, Otilia Official. Bravo, foarte bine. Bravo. Dar ești îmbrăcat așa puțin mai serios, să spunem, iubitul tău așa te vrea? Mai doamnă, mai... Și iubitul meu și eu, adică consider că îmi stă bine așa cu rochii mai lunguțe. Mai lunguțe, mai drăguțe. Da, mai drăguțe, mai drăguțe. Înțeleg că ești deschisă să accepti noi provocări. Ce provocare? Păi e o provocare. Primești foarte... una din aia cu mâncat? Cu ce? Cu mâncatul? Da, te descurci? Te descurci la mâncat? Foarte bine. Da? Bine, cel mai bine. Nici n-am apucat să le vedeți în farfurie. Serios? Da. Așa mult mănânci? Da, sunt pofticioasă. Și mănânci repede sau mănânci încet? Foarte repede, încât de multe ori mi se apleacă, mi se face rău. Păi da, că se spune că... Lasă că ți-ai explicat, tata, că nu-i momentul să vorbim despre asta. După 20 de minute, deci tu mănânci da, acum da. Și avea starea... Că ți-ai zis că mi-e dur de o discuție cu specialiști. Starea zi, de satietate așa. O simți după 20 de minute. Da. Deci ce ne recomandă specialiștii este timp de 20 de minute să mâncăm încet și după 20 de minute, dacă ne mai e foame, ne mai comandăm un fel. Nu îți umple de la început farfuria, pentru că tu în 20 de minute mănânci și îți dai seama după 20... Hai că ai înțeles, da? Știi ce s-a întâmplat? Să aștept să mănânc 20 de minute. Deci înainte de a merge mai departe, vreau să spun următorul lucru. Stimați telespectatori, avem colegi care proaspăt au ieșit din carantină și simțeau nevoia de niște jocuri și concursuri. Mă rog, poate se înființează redacția Jocuri și Concursuri și în ProTV. Și atunci, astăzi, ne jucăm împreună. Exact. Motiv pentru care, pentru tine, Otilia, ne-am gândit la ceva extraordinar, spun sincer, dacă vreți să mă urmăriți. Avem aici un cartof. Da, să mănânc. Și un... e crud. Nu contează. Și o pereche de... două perechi de ciorapi. Așa. Băgăm acest cartof pe... o parte, așa. Asta trebuie să pui așa, ca un fel de căciuliță pe cap. Înțelegi? Dă scurunița jos. Uite așa, adică... Și care vreau să-mi ascund rădăcinile care mi-au crescut. Uite așa. Arăs foarte uite așa, practic. Nu cred. Asta trebuie să faci? Zici că sunt mutulică. Așa. Și pe ăla din albă ca zăpada și cei șapte mici. Așa. Ia și tu un cartofer de ăsta. Bravo. Poate mă duc sincer, după el. Sincer, mi-e dor de specialiști. Sincer. Mi-e dor de doctor Marinescu. Sincer, mi-e dor de multe lucruri. Ce așa. Și mai bună. Dar stai, că nu știu cum să... Bravo. Hai, Otilia. Și luăm mingile astea. Extraordinar. Vino încoace. Ca așa frumos ce ne distrăm știi astăzi. Cum sunt cei șapte pitici? Mai rari, a? Mici. Morocănosul. Morocănosul, morocănosul. Așa, și acum, practic, păi și unde față, aduc cartoful în față. Cartoful în față. Vino aici, vino aici. Bravo, bravo, Otilia, vezi ușor să te întorci cu totul. Și acum, uite, avem și acolo poarta pe care o apără Duc Adam, nu o apără nimeni acum, așa. Și practic te apleci așa și prin mișcarea aceasta de pendul, cu această mișcare de pendul, trebuie să lovești mingea! Uite așa! Păi și eu, și eu! Și tu! Ai eu din urmă! Și tu! Și să dai și gol! Dar mie îmi cade ciorapul de pe pol! Dai... nu stă! Da, nu stă! Trebuie să-l țin. Stai că mai fac ultima încercare. Așa, așa. Poți să pui pe față direct. Așa. Așa, du-te, 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 ia-te lan. Hopa, bravo! Bravo! Hop, bravo! Te coși, așa. Bravo! Vezi că poate vine cartoful înapoi ca așa. Vezi că balansul e periculos. Bravo! Bravo! Nu poți să țin de mână? Ce să ții de mână? Hai. Asta. Așa. Nu, 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 fără mână, fără mână, fără mână, așa, doar din cap, doar din cap. Să te dai de aici, da, că... Da, să mă dau poate sare... Poate sare ăsta cartoful. Bravo! Hai, te prind! Bravo, excelent, excelent, te-ai descurcat. Bravo, bravo, ce bravo, să excelent, zic? Extraordinar, extraordinar. Popescu, cred că ți-e cel mai bine. Da, mie cel mai bine mi-a greșit. Cred că nu mă, dar am greșit mingile, bă, trebuie cu asta. Aolo, hai încă o dată, hai. Ia cu asta, hai cu asta, că cu asta era mai ușor. Hai cu mingile astea, încercați și cu asta. Era mai ușor. Încă o dată, n-am scăpat. Încă o dată, n-am scăpat. Am greșit mingile. Da. Hai. Cheamă-și pe Bibi să... Hai. Să
știm o treabă. Să știm o treabă. Stai să fii mai intim. Păi îmi place chestia asta, să știi pe cum? Cap. Cum? Stă bine, da, stă bine, dar să te faci balanță, uite. Ma, bine de tot. Ai văzut? Dintr-una. Ia, bravo! Bravo! Du-te, 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 du-te! Și Popescu ferește fața că rămâi cu Loviran în față. Așa. Bravo! Vivi! Unde ești? Hai bravo, Otilia, bravo, extraordinar! Hai, Vivi, vino cu acei, vino cu acei, că avem, avem și pentru tine o provocare. Am emoții. Da, ai emoții! Otilia, așează-te un pic acolo, relaxează-te ca să nu... Otilia, stai lângă mine, că... Așează-te, Vivi, pe scaunel. Bun. Ce avem noi de făcut? Avem aici o felie de pâine. Popescu, asta era bună, că tu mâncai era cu tot deci cu panglică. Așa, prăjită. Mâncai cu tot cu panglică, ai zis? Invers. Popescu. Cripenescu. Deci nu te băgăm unde nu știi, invers. Așa, agață de picior, de degețel. Bagă la degețel. Așa, așa. Așa, și mușchi din aia? Exact. Și trebuie să ridici piciorul, nu. Trebuie să ridici piciorul până ajunge felia în dreptul gurii și să poți să muși din ea. Hai. Au. Nu contează, păi nu, așa, nu, cât te dai atât? Păi să fii mai aproape, păi cum ai vrea să ajungi? Aproape simplu, stai mai la distanță, așa. Și te apleci, așa, și te apleci. Hai. Deci stai, 3, 2, 1. Și. Și, hai. Și, hai, hai, hai. Sus, sus. Mă? Dar poți să mă ridic? Nu, să ridic, nu, că nu te ridica, doar piciorul, doar piciorul, doar de picior. Asta ajunge jos, dar... Păi asta e proba, mă, tu crezi că dacă era simplu așa, pică pară măleață în gura lui nătăfleață? Bă! Și să mai amuză Popescu de rău altuia, n-am văzut așa ceva. Și să mai bucure ea de n-am văzut, mă. Ia uite. Că am mâncat la mare. Ia uite, bă, Vivi. Băi. Mușca, mușca. N-ai încredere. Mușca, mușca. Bravo, Vivi. Bravo. Superb. Bravo, Vivi. Doamne, ce amuzant. Mă, dar ce bună e pâinea asta. Te-ai descurcat foarte bine. Cu niște cireșe sau cu un cartof? Vrei să încerci cu cartoful? Cu cartoful, da, mă gândeam să încerc. Vrei să mai facem asta cu cartoful? Hai că mă duc să fac un piure ceva. Ia de cartofi la mine. Ia. A, nu, nu, nu. Mai avem o felie de pâine? Să o punem și pe Otilia să facă asta? N-are cum, că e ruchită. N-am. Dar dacă îmi dai pantaloni, hai să mă fac asta, proba asta cu vingea. Cine, mă? Nu, hai să facă Vivi asta cu, faci asta cu cartoful? Ce drăguț te-ai uitat la mine. Hai că fac, dar dacă mai faci tu cu mine, nu? Că hai faceți voi echipă. Da. Nu echipă, nu. Tu cum nu echipă? Hai să vedem dacă poți să lovești cu mingea asta. Dar nu, hai să punem poarta asta mare, că asta e poarta adevărată. Care poartă, asta mă? E. Prin asta cum, cum ați pus-o? Hai. Ați pus-o direct pe... A, e prea mare asta? E prea mare. Hai, Popescu, ia pune și tu cartul ăsta. Cap să vezi cum e. Ia. Hai, hai. Ia. Dă-mi și felia de pâine e pregătită pentru Otilia, nu? Dați-mi și mie ciorapul. Eu mi-am luat. Deci, ia ciorapul. Zici că o să jefuiesc cu o bancă. Dar ceva. Dar ce stă chiar bine așa? Îți dai seama. Ce bine stă, da. Serios, hai. Te prinde asta. Hai, dar eu vreau cartof mai mare, nene. Ia doi cartofi. Că după aia păi rămân corect. Mie, după aia cu atunci bagă cu mie. Cornele, du-te și ia un timp de cartofi să mânci și asta mică. După aia îmi rămân mie? Da, ție îți rămân. Sau mă interesează. Hai, cu ce minge facem? Nu, e o emisiune interactivă. Hai! Nu, dă-o din aia de plajă. Nu, nu, întâi cu asta. Întâi cu asta și după aia cu aia de plajă. Hai! Hai! Hai. Scuze-ți-am. Mi-ai dat și cu aia în cap. Cu 3, 2, 1 și... Stai cu minte, stai ușor să vină și Popescu, că faceți concurs. Hai, Popescu. Penibil, ridicol. Hai! Nu, nu. 3, 2, 1 și... Hai! Bravo! Hai! Să vedem cine dă gol. Hai! Cine dă gol? Poartă aici! Poartă aici! Hai! Haideți, mă, fetelor! Hai, fetelor! Haideți, mă, la poartă! Hai, Popescu! Haideți, mă! Vivi, ăsta ar fiate jocă noi! Nu, Vivi. Nu, Doamne ferește! Doamne, hai, că aici, uite, acum, gata, aveți șanse! Rupe-i picioarele, Popescu, dă-i cu cartoful ăla peste picioare! Asta-i că mi se duce mingea înapoi! Poate-mi dai cu cartoful în cap! Ia, că ai vrut tu provocări! Ia! Eu când ți-am zis... Hai să o luăm ușor, Vivi. Hai, ușor. Dar hai, putem hai. Să le poziționăm. Uite așa, uite așa. Uite mă, așa, că n-a zis nimeni că trebuie să aruncăm. Nu, n-a zis nimeni, nu, cum. Ia. Hai. Bravo. Bravo. Ia uite cum conduce balonul, Vivi. Ca un jucător de divizia A.
Fii atent că i-a ieșit, e în out la Vivi. E, da. E corner chiar. Corner. Hai! Păi nu, păi nu, păi nu, păi față! Pe față! Pe ce ca la hockey? Da, și platoul ăsta, vine așa cumva! Hockey? Popescu, să nu dai în camere! Fii atent că intră! Ia! Popescu, aproape că... De... Iau... Băi, nu-i ca la hockey pe spatele porții! Hai, Vivi, du-te după minge! Stop, stai! Păi, dar nu-i corect, eram cât pe ce să... Hai, cât ajut pe tine, Adela! Hai măcar amândouă să băgăm o minge! Hai amândouă! Hai amândouă, bravo! Bravo! Bă, talent! Nu dărâma macaraua! Atenție la cameră! Popescu, stai cu minte că e scumpă de cu pauză! Vino încoace! Plătești după aia, nu te Popescu. Fac un tenis de picior în tocuri mai bine? Ba da, e o variantă mai bună. Că până băgăm... Hai, gata! Super, deci, sincer, Vivi, așa de râs nu ne-am făcut de mult. De fiecare la scara lui! Am fost aproape! Odilia, te descurci la tenis cu piciorul? Ia să vedem! Hai. Uite, dacă la asta poți, uite cum nu fac... Nu mi-a plăcut niciodată să joc. Cum joc eu cu Popescu acum, ia fii atent! Bine, Popescu! Oh. Bine, Popescu, excelent! Popescu. Țineți minte că sunt în tocuri, da? Să nu avem discuții de astea. Bă, și-am avut piciorul rupt. Bă, ce ne-a dus starea asta de alertă, bă, pe cuvânt, ne-a făcut cu capul. Oh! Bine! Da, Vivi, tu ești! Hai, Vivi! S-a strigat... S-a strigat gașca. Gat. Deci, hai, piure sau ce vă fac? Hai. Da, hai să mai vorbim puțin cu Odilia, că pe mine mă interesează ce mai face. Vino, Vivi, încoace. Hai că vin și eu! Haide încoace, vino încoace. Ești un loc. Ce, te-ai distrat cu noi? Ai râs? Da, cum? Tu nu vezi la clasă de noi. Sunt ca niște cireșele cât timp v-ați... Foarte bine, foarte bine. Au lucrat de 500 de lei îl lași după aia pe mază. Clară treaba. Rezervă, ce scumpă sunt în piață? I-ai plătit în cireșe acolo. Ai mai ieșit până acum din casă? Până la farmacie, la magazin, atât. Atât. Și știu că a stat doar voi doi, nu? Da. Tu și Bitu tău. Bine ați, v-ați înțeles bine, v-ați au zile și zile, știi cum e. Exact, mai ales când stai așa toată ziua. Pentru voi e important să petreceți mult timp împreună, mai ales dacă vă gândiți să mergeți pe drumul ăsta până la capăt, nu? Da. Cred că e un test pe care trebuie să am treceți. Trecut testul cu bine. Da? Da. Chiar citisem că în perioada asta sunt foarte, foarte mulți oameni divorțează. Da. Așa, mulți se despart, înseamnă că noi am trecut testul cu brio, înseamnă că suntem pregătiți să... Sau fac copii! Noi trei, dacă am rămas împreună și după pandemia asta, păi asta a fost testul suprem. Deci acum nu mai plec de pe capul vostru neam. Nu, dar n-avem cum, adică vorba ta, am depășit. Am depășit? Da, deci înțeleg că sunteți bine și vă faceți planul pentru... viitor, adică ați stabilit o dată de nuntă sau... Nu, deocamdată nu. Nu. Ce anume? Nu am stabilit niciodată. Stabilit. Acum nu se știe când o să fie posibil să te organizeze nunții. Pentru la anul am spus. Da, mă, da. N-ai mers pe partea cu gătitul. Pe gătitul. Ce-a gătit? Dacă ți-amintești tu bine, am intrat în live cu live Tia atunci, și... Da. M-am făcut bucătarea să am zis că dacă concertele nu o să mai fie perioada asta, o să mă angajez la live. Ca bucătarea asta. Deci... Asta nu e o problemă, serios, că nu mai sunt concerte, artiștii nu mai au... Da. Mie mi s-au anulat toate concertele vara asta, este păi și normal, este și de așteptat. Asta ar putea fi o învățătură de minte ca oamenii să mai pună bani deoparte. Exact, știi că tot timpul toți banii pe care îi câștigi îi reinvestești? Nu se știe ce se poate întâmpla. Eu i-am pe toți puși deoparte. Adică n-am investit nimic până acum. Sunt în același punct de mult timp. Tot mai aștept. Bravo, Vivi, bravo. Bani pe bani. Mă, sincer, eu simt că ea are cunoștințe economice. Da, și are spirit antreprenorial. Ambii sunt în domeniu, sunt contabili, așa că m-am învățat. Te-am învățat, nu? Da, banii la saltea și să rămân acolo. Orice s-ar întâmpla, da. Corect. Da. Știe practic, să... în sensul că investești într-o saltea, nu? Adică... Da, într-o saltea confortabilă. Asta zic. Și să știi că... Altfel privești viața. Absolut. Foarte interesantă discuția. Aș propune să ne oprim pentru o pauză de publicitate. Da. După care, cui se pare ideea asta? Fii sinceră. Nu ți se pare o idee bună? Este foarte bună. Bravo. După ce am stat cu ciorapul ăla în cap, sincer, mai am vreo autoritate în fața ta. A, dar stai că și tu ai stat cu ciorapul în cap. Cu perucă, toată cu fustă, cu toate. Da. Sincer, chiar toți de aici, de la masa asta, am stat cu ciorapul în cap. După cum vedeți, bunii mei, s-au produs schimbări majore. Adică dacă până acum urmăreați o emisiune unde aflați tot felul de informații utile, oameni valoroși despre erau una, prezenți despre, alături de noi, vorbeam despre lucruri importante. Iată că odată cu trecerea de la starea de urgență uite că din acest moment chiar vorbim împreună.
Ai văzut că asta mică n-a putut să nu zică nu, ceva de ciucă. Dar n-am de ciucă. 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 De ciucă. Ciucă. Da. Da. Bravo. Noi am revenit aici la Vorbește Lumea. Eu puțin mă resimt, puțin mă resimt după ziua de azi. Ai obosit? Doamne, eu abia m-am încărcat cu energie și cred că și Otilia, nu? Te-ai distrat cu noi astăzi? Desigur. Desigur. Da, suntem convinși, convinși suntem. Desigur. Desigur, m-am simțit așa și de bine. Și a fost nebunie. Dar cred că e amețită cât am făcut un cartoful ăla în cap. Desigur. Exact. Da, da. A fost o zi, bunii mei, pentru care... Ușoară, dar nici grea. Ne cerem memorabilă, de altfel. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, am primit mesajele voastre. Unii insistați să facem provocări în continuare și vă mulțumim pentru asta. Dar mai bine lăsați. Noi zicem că a fost suficient. Și eu zic practic, sincer, adică... Popescu, ți-ai depășit... limita. Da. Dar sper că și eu v-am făcut mândri. Cu... Foarte, foarte, foarte mândri. Deja, uite așa, a crescut inima mine, pe cuvântul meu, aproape că ce se întâmplă. Da. Da, lacrimile. Bunii mei, să aveți un weekend frumos. Este un weekend eliberator. Vă puteți deplasa în interiorul localităților. Aveți grijă de voi. Ne revedem luni la 10:30. Acum, rămâneți cu Otilia. Sobre mí así nos queda bien. Lento, lento, quiero ver. Y eso da la geometría de tu piel. Un, dos, tres, ven conmigo, hey. Aquí en esta cama somos reina y rey. Si te encanta, tócame. Quiero un amor controversial, interesante. Que me pone por atrás y adelante. Quiero que me trates como si fuera tu obra de arte. Todas las formas con mi body, modo origami, mami. Dale sus ganas de ese party, modo origami, mami. Mami, mami. Todas las formas con mi body, modo origami, mami. Dale sus ganas de ese party. Me gusta de ti, de ese grupo europeo. Contigo quiero siete días, como dice Romeo. Quiero ver lo que no veo, cumplir todo. Tu deseo hacerte la mujer la suite. Mirando los dos peces los bebés. Voy a ser tu rey aunque no sea Arturo. Déjame tocarte y pegarte en el muro. Pa' que no te olvides quién es el duro. Baby en la cama como yo lo duro. Ser mi sombra pa' que no te olvides mí. Te patrí encima de mí con los tacos de boutique. Aunque tú seas petit, me tienes loco a mí. Y dentro de tu cuerpo, baby, yo voy a morir. Todas las formas con mi body, modo origami, mami. Dale sus ganas de ese party, modo origami. Que te gusta también. Yo puedo ser tu mejor motor y así me siento también. Modo origami, mami. Todas las formas con mi body. Modo origami, mami. Dale sus ganas de ese party. Modo origami, mami. Otilia. Una mano gente. Puerto Rico y Rumanía. Rompí, vamos a matarnos en la cama, como dice el guasón, bebé. Yeah. Y esta parte de acá.